poate că omul e bucătar. Așa am avut și eu senzația. Dar după am înțeles că colonel, te rog. E colonel, capitan. Colonelul Gaviria, cum se spune. Da. Asta este când se trece Loredana dimineața. Când am luat-o la 5:30, am văzut așa ceva în stație. Lori, tu ești? Și ea... Ați spus așa? Bună dimineața. Noi avem un fel unic de a spune bună dimineața. Suntem, cred că, singurii care... Frumos. Așa, dărâmă tot, Loredana. Suntem așa. Singurii care se trezesc, cred că, pe la 5, așa ne dăm mesaje. Lori, freamă-ți, vin să te iau palpit, sunt la bloc. Deja, nenorocitule, măi... Eram de 10 minute afară și ne conversam prin jurul blocului. Ne conversam prin mesaje, da, cu glume sovietice, știi? Și la un moment dat îmi scrie, știi că eu sunt deja în parcare. Și eu te aștept. Frumos, elegant. La revista presei să știți că avem lucruri interesante de spus. Da, uite, astăzi, pentru că e luni, nu vreau să vă ia nervi din prima și vom începe cu... Nicușor Dan, primarul capitalei. Eu am citit aseară că el vrea să candideze. Nicușor Șpan, ai vrut să spui. Da, vrea să candideze din nou la primăria capitalei. De pe un an. Însă recunoaște că nu a făcut sondaje și nici nu vrea să intre în vreun partid, pentru că are suficiente atribuții în administrație. Întreba dacă se așteaptă... El mai este primar, nu? Da, încă da. El a spus că momentan prioritatea sa este rezolvarea problemelor cu care bucureștenii se confruntă de foarte mult timp. Da. Acolo e, cum să zic, blackout total. Black Friday la primărie, da. Tot despre Nicușor Dan aflăm că nu s-a vaccinat anticovid pentru că a avut coronavirus în ultimele 6 luni, deci are certificat. Norocosule! Revenind la Iași, domnul primar Chirica a făcut și el COVID. Dacă nu mă înșel, a fost fix cu un an în urmă, da? Fix făcut, în zilele cuvioasei Parascheva, da. Da. Că mi-amintesc că așa ni s-a părut o coincidență atunci, la Sfântă, în fața metropoliei, intrau doar cei care se dau cu zahăr pe păr, se prinde mai greu COVID-ul, nu? Spilcuiții niciodată nu vor fi convins. Au trecut 6 ani de la colectiv. Rușinos, astăzi nimeni nu a fost găsit. Piedone tot primar? Da, colectiv a însemnat pierderea 65 de vieți și mutilarea pe viața 146 de persoane, iar procesul celor considerați vinovați de producerea dramei continuă și astăzi. Însă un verdict final e foarte departe. Foarte departe. Aproape peste tot se intră doar cu certificat verde. Restaurante, baruri, terase, mall-uri, magazine, toate goale în weekend. Mai rău că în starea de urgență de anul trecut, când operatorii de turism se plângeau că au avut pierderi foarte mari, eu cred că dacă o ținem tot așa, nu vor fi pierderi, ci direct faliment. Pentru că falimentul aduce cu sine niște concedieri, implicit niște șomeri. Știți cât e indemnizația de șomaj? Așa, cât e? Dacă ai contribuit la stat doar un an, adică luăm cazul unui student, da, care lucrează de un an de zile. Deci indemnizația e de 300 de lei. Aproape 300 de lei. Cam așa și așa. Iar Câțu nu știu ce fumează, că dacă am ști și noi ce fumează, cred că am luat și noi un pic să fim o leacă mai vesel. El e un cuva. Domnul Câțu spune, din nou a spus în acest weekend, că economic vorbind suntem foarte tari. Eu cred tot timpul. Supermeni suntem. Da, noi și capitanul planetă. Da, Klaus Iohannis și Florin Câțu. Am crezut, recunosc, că ori avea vreun plan secret ăștia doi, știi, dar n-au. Da, vreun plan secret ne scoate din defect. Ne scoate de pe hartă. Da. Săracul Ciucă ăsta are și el intenții bune, Ciucă. Dar nu se poate. Îl trădează numele. Politica la noi e lovită de COVID. Unii rămân fără gust, fără miros, însă Iohannis și Câțu au pierdut flerul și discernământul politic. Da. Au rămas fără simț, băieți, ăștia doi. Acum Klaus Iohannis și Florin Câțu pot fi supranumiți Faraonul și Superman, nu? Superman, da, Faraonul și Superman. Acum, fostul președinte... Xerxes și Ramses. Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, îl critică din nou pe Faraonul Iohannis, despre care spune, citez, a luat o razna complet și se comportă ca un turist străin care se află în România. Da. În opinia sa, una dintre ieșirile din criza politică actuală ar fi dizolvarea Parlamentului, care ar duce la alegeri anticipate. Oricum, Orban susține că în acest ultim scenariu se va implica cu toată forța în referendumul care ar urma suspendării președintelui Iohannis. Noi am mai avut referendum de suspendare a președintelui României, Și însă știți cum e, iarna nu-i ca vara și nici
Iohannis nu-i Băsescu, da. Da, Iohannis ar putea să fie suspendat pe deosebire de Băsescu. Da, n-are flerul capitanului, nu poate să... Da, uite, George poate să vă spună cum e treaba cu flerul capitanului. Capitanului, da, și cu fluierul capitanului, da. Și cu fluierul capitanului. Cine ești, Captain Planet sau cine ești? Sunt colonel în armata marină americană, în marinea americană. Știți că în decembrie... Ce salariu ai? 4.000 de dolari. Prim, asta e numai... Stai că n-ai. Avansul. Avansul e mai mare. Închidarea e cu glanț. Poți să râzi ca Băse? Ce-mi plac glumă, mă. Nu? Cam așa făcea domnul președinte. Da. Eu pot să râd ca Băsescu, pot să vorbesc precum Costel Alexe in the problem, the big problem of the world. Și pot să te enervezi și ca Werner. Da, da, ca Werner așa de încet nu pot. La cât îți eu de... La cum încurge sângele prin vinișoare, nu. Ca Werner n-aș putea niciodată. Mai potrivit planului național de reziliență și redresare, George, da, ăla nu-i de mâncare. Da? Revenim? Să mă dau un pic mai... Avea gust de dovlea. Așa. Potrivit acestui plan, România va primi 29 de miliarde de euro. Primii bani ar trebui să vină în luna decembrie. Iar la Iași, din banii ăștia, cea mai mare investiție care ne vizează direct este Institutul Inimii de la Miroslava. 350 de milioane de euro și mai mult de jumătate din bani a fi luată din PNRR. Da, primarul de la Miroslava, dacă tot continuă așa, va deveni următorul Iași. Așa. Da. În schimb, în turism, Iașul lipsește cu desăvârșire de pe lista. Sunt de acord, ne-a luat Oradea în față. De pe lista PNRR. A, de pe în principal sunt propuse 12 rute turistice și modernizarea sau construirea unor muzee, însă Iașul nu are niciun obiectiv potrivit unora. Da. Nu are nimic de făcut. Gata, ne-ai întristat destul cu revista preselor, dar acum noi avem un veritabil număr de priptis. Ați auzit cum au zis? Am auzit toată. Ei, fata, ai văzut filmul așa cu priptis? Priptis în loc de striptis. Priptis! Ne vorbeau două băbuțe la părcica. Să vă arătăm, că am spus la revista prese că vom arăta de ce nu încheiem noi contracte când mergem la clienți. Cum mergem noi la clienți? Cum mergem noi la clienți? Fain, frumos, uitați, se intră în fabrica de print în costumul lui Ahile și se strigă. Deci, uitați-vă la colegul de la fabrica de print care va apărea acum în imagine. E și cu sonor. Are și sonor. Omul e că pe fundal se aude Hector. Da. Îl striga Ahile pe Hector când au cucerit Troia. Hector! Și ăsta nu venea la bătaie, știți, deci, l-a rămas gol de la Priam. Acum am înțeles eu. Acum ai înțeles ce s-a întâmplat? Deci, avem și noi un Dan, dar nu-i Nicușor. Există și un Dan la fabrica de print, dar nu-i Nicușor Dan. Da, e mult mai fâșnesc. Da, și Dan a spus, așa își va întâmpla și el clienții. Chiar așa îl cheamă în buletin Nicușor? Nicușor Dan, da, Nicușor Dan, Dan. Bine. Stați să-l mai vedem o dată Georgica pe... Georgica Marici. Să-l mai vedem o dată... Băi, asta vreau să-mi trec pe Facebook, Georgica Marici. Așa să treci. Stați să-l mai vedem o dată pe colegul de la fabrica de print. Georgica Lumarici. Băi, numai eu mă uit. Georgica Lumarici Suceavă. Încă dată și gata. Așa, gata. Asta e imaginea pentru toată săptămâna la noi. Deci, Georgica Marici vei fi de acum? Așa mă trec. Georgica Marici Suceavă. Hey, eu sunt, cum să spun... Eu îi spun Jorginho. Poți la sugestia Loredanei, Georgica Marici, la poreclă. Dați în cafe să scrie acolo. Vezi că după aia vreo 3 luni nu mai poți schimba numele. Nu, dar nu mai. Îmi place aia cu Velica și o las acolo. Și uneori nici după 3 luni. Nu mai. Știți ce a pățit Petru, nu? Ce a pățit? Cine? Sfântul? Da, Sfântul Petru. Fiică sa s-a gândit să schimbe ID-ul pe Gmail și s-a trezit soțul meu că în loc de Petru, pe Gmail îl cheamă Darky Puff. Da. Și așa a rămas. De anul de trecut. De acum când te vedem, Darky Puff? Darky Puff? Darky Puff? Așa să trec în telefon. Darky Puff, Petrică, Cheliuț, să vin încoace, băi, Kojak. Darky Puff. Da, ți-a și o zi. Așa că vezi tu, Georgica. Darky Puff. Georgica. Puff. Da. Darky Puff. Dimineața, trecoare. Suntem Zdob și Zdub și conectăm România.